Astăzi, eu împreună cu iubita mea o să vă luăm pe la cele mai renumite fast food-uri din New York. Unele au fost ok, altele n-au fost, dar înainte de toate, dacă vrei să câștigi ultima mea carte de rețete, în valoare de 249 de lei, complet gratuit, lasă un like și un comentariu la acest vlog cu fast food-ul tău preferat all time. Iar în următorul vlog de pe canal o să anunț câștigătorul. Vizionare plăcută! Ce faci? Unde suntem? Suntem la High Hope și sunt super excited! Încă nu m-a lăsat Nicola să mă uit pe el, a spus că trebuie să facem asta totul live pe cameră. Acum poți să-l deschid? Da. Bine. Mamă, deci nu-mi vine să cred efectiv câtă varietate avem, deci clătite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 feluri de clătite. Meniul mi se pare tare rău de tot și ne-am luat merge asta, nu? Da. Am luat un combo care, mie sincer, mi se pare foarte avantajos. Dacă venim între ora 3 și 9 seara, avem niște prețuri super, super, mega mici. Ne-am gândit sincer puțin dacă să plecăm și să venim mai târziu, dar ne era prea foame. Aici avem $6 pentru farfuria asta, aici $7 pentru farfuria asta, aici $7. Și mi se pare genial faptul că avem caloriile la absolut orice, efectiv tot, până și siropurile au caloriile scrise. Ar trebui și noi să ne cizelăm să facem așa în România. Mamă, deci are atâta ulei, vreau doar să vă arăt cât ulei are. Deci cred că am la minim 10 grame de ulei în momentul ăsta de deasupra. Asta e un hash brown de cartof. Știți cum îmi doream să fie galbenușul? Mamă, ce bună e combinația! Deci brownul se cam desface. Wow, ce gust are! Să vedem și ou. Foarte bun! Eu nu zic că a fost bun, aia nu mai zic tot așa nimic. A fost bun, zic. Haideți să și gustăm astea. Strawberry cheesecake. Mamă, ce bun e! Are efectiv bucățele de brânză. Sincer, eu cred că fac clătite mai bune. Pun și niște butter pecan, că n-au efectiv niciun gust și trebuie să pun ceva pe ele. Deci la acest breakfast am avut 2280 de calorii. Și oamenii mei, bineînțeles că trebuie să îi dăm și cu antrenament. E vorba de crescut aici pe canalul ăsta. Așa că am ajuns în sală la New York și credeți-mă că este cea mai tare sală. De ce zic asta? Pentru că are doar aparate Hammer Strength, aparatele mele preferate. Și de fiecare dată când o să vedeți aparate Hammer Strength într-o sală de fitness, o să ziceți: bă, astea sunt aparatele lui Nicola, preferate, trebuie neapărat să le dau. Așa că începem cu super înclinat. Ăsta este aparatul meu preferat. Efectiv, nu există aparat mai șmecher ca ăsta. Avem 140 de kg, lightweight, o să dăm 80 repetări, hai să-i dăm drumul. Bă, dar de ce e așa ușor? Și cam așa arată o serie de maniaci dusă la epuizare. Și primul restaurant la care suntem acum este Shake Shack, super cunoscut pentru burgerilor și super cunoscut pentru porțiile de cartofi cu cașcaval și șuncă. Haideți să vedem cât costă burgerii, ce gust au și ce varietate au. Burgers. Wow, ce e asta? Sau asta? Ce tare, mi se pare că toate au caloriile, vezi? Wow, că toți burgerii au caloriile. Cred că ăsta arată cel mai cel. Hot ones. Hot ones și după aia smoke. Chef. Da, da, da. Arată bine. Ia ce arată bine. Ce mai au. Ce deci chifla este făcută din cartof. Da, și prețul e super decent, adică e puțin mai. E pâine din cartof, oamenii mei? Un burger la noi în România este undeva la 40 de lei, 45, poate chiar poate să depășească. Iar aici este $9. Single sau double? Asta e întrebarea. Single. Tot așa single? Tot așa single.
Noi așa facem mereu, de fiecare dată când mergem la un restaurant. Noi ne uităm în primul rând pe Instagram să vedem cine o face cu ochiul. Uitați-vă câte calorii au cartofii, au cartofii mai multe calorii decât au burgerii. Ce zici? Cred că mi-au păstea bacon cheese fries. Haideți să testăm sandwich-ul acesta, primul din ele. Mamă, mult rău de tot. Bun, 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 bun. Mamă, ăsta e criminal. Are efectiv ardei murat, maioneză, castraveți murați, bacon, cașcaval. Wow! Wow, e efectiv wow, e insane. Și cartofii ăștia, efectiv nu vă pot descrie gustul de la cașcavalul ăsta. E genial. Sincer, nu pot să-mi aleg favoritul, că ambele sunt super bune. Pentru un fast food, e insane. Deci vreau să vă spun două chestii. Ketchupul din America este cel mai bun ketchup posibil. Deci este fix de la Heinz, exact ca la noi, dar zici că este altă firmă, nu are nici cea mai mică legătură. Gustul de cola din America este genial. Noi ne luăm cola zero ca de fiecare dată, dar aici are o aromă și un gust. Doamne, deci e... Mă ajut, te rog. Și am ajuns la următorul local, mai exact Tompkins Bagel. Aici mănânc și că cel mai bun bagel din New York. Deci trebuie neapărat să vă arăt câte sortimente de brânză au, câte sortimente de somon, de șuncă, de carne și așa mai departe. Haideți să mergem înăuntru să vedem dacă chiar este adevărat. Și am la punga, credeți-mă că nu mi-a venit să cred când am primit totalul. Haideți să vă arăt cât a costat. Pentru două bagels cu somon, 36,22 de dolari. Dacă nu e bun bagelul ăsta și ne-am luat țeapă, e grav rău de tot, prea multe review-uri bune. Punga e foarte grea. Cred că un bagel are în jur de 300 de grame. Mi-am luat un bagel cu aromă de ceapă, iar înăuntru ne-am luat somon afumat cu cremă de brânză și ceapă verde cu mărar. Cred că e bun rău de tot. A, deja e tăiat. Haideți să vedem cum arată și înăuntru. Deci arată într-un mare fel. Uitați-vă puțin cum arată. E insane. Vai de capul meu. Și acum să-i dăm cu taste test. Mam. Mam. Vai, dar ce gust are. Insane. Primul 10 din 10 pe care îl dau în New York. Primul 10 din 10 pe care îl dau în New York. Efectiv, wow, nu-mi vine să cred. Își merită toți banii. Să nu vă uitați la bani dacă vreți să veniți aici și să vă luați brânza pe care mi-am luat-o eu, cea cu scallion, cu ceapă verde. E full de cremă și somonul ăsta e foarte moale, nu e ațos deloc, deci nu e ațos deloc, ți se topește în gură. Da, e mai bună crema asta de brânză. Cred că ne-a dat minim 100 de grame de somon. Așa cred. E un dolar să spui grill de onion, dar credeți-mă că merită dolarul ăla. De-aia că ți-l mănânc eu acum. Băi, băi, asta, dă-mi încoa. Dă, băi, 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 băi. Am luat hârtie în gură. Wow, ia uite cum arată aici onionul. Ui, mamă. Efectiv este somon, da, roșu. Grill de onion, da, este genial. Ai avut dreptate să ne punem, e foarte bun. Ce notă îi dai? 10, clar. Am ajuns în următorul loc, mai exact la Chick-fil-A, unul dintre cele mai renumite fast food-uri din America. Cam așa arată chicken deluxe sandwich-ul pe care ni l-am luat. Este un sandwich cu pui, cu salată, castraveți murați roșii și cașcaval și efectiv e îmbibat în ulei, din câte se poate vedea. Haideți să facem și testul de ulei. Avem ulei o grămadă până și pe salată, uitați-vă puțin. Dacă dăm așa o dată, e ulei. Uitați-vă puțin. Are sos, asta e ciudat, și pun puțin sos de aici, sosul acesta Chick-fil-A, care știu că e cel mai bun sos. Mamă, ce bun e sosul! Un fel de sos barbecue, dulce,
combinat cu Big Tasty. Și chiar e piept de pui din câte se poate vedea, adică nu e bullshit ca la Mac. E efectiv pui și e super condimentat, super bun. Cred că îi dau un 8,90 din 10. Atenție, îi dau nota asta cu sos. Dacă n-are sosul, îi dau un 7,50, că nu are sos, efectiv e sec. Și în comparație cu Shake Shack, sincer, nu știu ce să zic, unde mi-a plăcut mai mult. Cred că ambele sunt pe același loc. Ia zi, mai mâncăm undeva? Aș mânca o gogoșică. Unde suntem? La Chipotle. Și fiecare gimbro trebuie să cunoască locul ăsta, pentru că e un spot la care toți visăm să ajungem să mâncăm. Și sunt super curios, pentru că vă dați seama, am văzut la absolut fiecare fitness influencer din afară că mănâncă în acest loc. Și avem aici un bol cu garlic steak, deasupra salsa mild, sour cream, salsa iute, de desubt avem orez cu cilantro și lime. Și cam așa arată carnea, e de vită, arată destul de binișor. Wow, ce gust are carnea învinsă care e. Îți pare rău că n-am mâncat mai des aici, nu? Jur. Mai avem și pinto beans, este și fasole. E fix un bol de burrito. Mamă, ce bun e. Nu știu cum să reacționez, că fie toată lumea la mine, dar wow, e din altă galaxie, e efectiv altceva, 10 din 10 minim. Un restaurant de mâncare sănătoasă a primit nota 10 din 10. Te lovesc atâtea gusturi și totul e atât de spicy, combinația perfectă. Doamne, deci sunt atât de curioasă. Mi-a făcut Nicola să o pot, acum abia aștept să văd cum e. Wow. Cum e? Da, e foarte picant. Mamă, e foarte, foarte picant. Deci dacă nu vă place mâncarea picantă, așa cum nu-mi place nici mie, să nu vă puneți sos de la roșu picant. Sincer, nici eu nu mă așteptam să fie așa picant. Wow, deci super picant. Da, adică și pentru mine e picant. Super fresh. Deci asta pot să spun. Prețul pentru... Nu pot să mai vorbesc, că arde prea rău. M-a luat în turi, deci wow. Oamenii mei, sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă mai vreți un vlog de aici, din America, nu uitați să lăsați un like și un subscribe și rămâne să ne vedem iar în următorul vlog. #maniac, pace, boom!